Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Una dintre cele mai îndelungate lucrări de infrastructură din Republica Fantastică România, adică lungă în timp, nu în kilometri, să se înțeleagă, practic rămâne lungă. E vorba de un pasaj rutier care ar fi trebuit, să spun așa, să traverseze centura orașului Arad. Pasajul peste centură. Ar fi trebuit să traverseze centura deja de 10 ani. Că trebuia construită numai 12 luni, iar șantierul a fost deschis în 2012. Am fost prea complicat, adică stai, să simplificăm. Deci, așadar, pasajul rutier de pe centura Aradului, așa, care ar fi trebuit sau trebuie sau urmează să traverseze calea ferată, a cărui construcție a început în 2012 și care trebuia dat în folosință în 2013, nu va fi gata nici anul acesta, 2023. Se puțin, da. Deci de 10 ani, mă, el trebuia să fie gata și nu e gata. Pasajul. Da, pasajul. Dar cum traversează... Serpentina. Pe lung? Face looping. Serios? Nu. Da, zici că e... O traversează pe lung, toată? Exact, zici că e tunelul de sub canal, zici că e podul peste canalul Mânecii, nene, așa se construiește. Așa. Este Europasajul. Bun. A treia firmă care a fost contractată pentru lucrările de aici, evident în urma unei licitații, a cerut un nou termen pentru finalizare. Și nu e ca și cum... Adică încă nu s-a luat o decizie privind prelungirea, dar nu e ca și cum ar avea ce face. Adică dacă spui nu poți să lucrez, ce poți să lucrează? A, bine, dacă îmi zici lucrez. Nu, nu se poate. Altfel, citez, stadiul lucrării este de circa 50%, a declarat purtătorul de cuvânt de la DRDP Timișoara, doamna Alina Sabou, să rămână doamnă. Deci, practic, mai au, dacă e 50% gata, mai au numai 10 ani și e gata. Istoria acestui eșec arată așa. Pasajul a fost început, cum spuneam, în 2012, cu termen de dare în folosință 2013. Însă guvernul vremii, în 2012... Era USL, nu? Peste de PNL. Tot colegii. Da, guvernul n-a mai alocat fonduri. Și lucrările au fost istate, practic imediat ce au început. 5 ani mai târziu s-a reluat totuși licitația. A fost găsit un nou constructor, iar șantierul a fost redeschis în toamna lui 2018 ca să oprească doar câteva luni mai târziu. De ce? Pentru că nu s-a putut rezolva problema mutării rețelelor de electricitate din zonă. Ceea ce, sigur, e o problemă obiectivă, te-a pus să n-au găsit prelungitoare. Nu e treaba constructorului. Constructorul a zis, eu vin și construiesc torn beton, dar trebuie mutate rețelele. E greu. Nu se poate muta și, practic, au abandonat din nou lucrările. Asta se întâmpla în 2018. După un timp, constructorul s-a retras cu totul. S-a făcut o nouă licitație, în urma care a fost selectat un nou constructor care trebuia să predea pasajul anul acesta, dar care, iată, cere prelungirea termenului. Nu a reușit să mă lămuresc exact ce s-a întâmplat de data asta, dar probabil că în următorii 5-7 ani vom afla. Asta e povestea de astăzi de la Republica Fantastică. Nici nu știi ce să faci. Adică nu știi cum să reacționezi când te confrunți cu asemenea, cum să-i spun, impotență, nesimțire administrativă, organizatorică. Nu știu cum să-i spun. Sunt zeci de milioane de lei. Contractul inițial era de 30 de milioane de lei, 31 de milioane de lei. Probabil că s-au mai adăugat și alți bani. Zeci de milioane au fost cheltuite până acum degeaba pentru lucrarea asta, care, cum spuneam, nu este totuși un podul peste strâmtoarea Bering, peste un pasaj peste o cale ferată. Cum să spun? Și nu că n-ar fi nevoie de ea, adică e disperată nevoie, pentru că centura Aradului se intersectează cu una dintre cele mai aglomerate magistrale feroviare din România și centura Aradului este foarte aglomerată, e una dintre porțile de intrare în România și rezultatul e că acolo traficul auto se oprește într-una, cum e normal, că se pune bariera și pe șosea se fac cozi de kilometri întregi. Stau oameni în trafic la nesfârșit, înțelegi? Stau camioane, tiruri, oameni care au treabă, milioane de ore muncă se pierd în felul ăsta în fiecare an și toți acești oameni, mă, n-ai cum să nu te întrebi, mă, dar oare cum sunt folosite sau irosite taxele plătite în țara asta? Că ești român sau că ești străin, ajungi într-o astfel de situație, te întrebi, da, banii care sunt dați statului, pe care statul îi colectează. Știi că dacă nu plătești, ajungi la pușcărie, că faci evaziune. Dacă, sau că refuzi să plătești taxele pe muncă și este infracțiune. Dar cum sunt folosiți totuși banii ăștia, dacă de un deceniu întreg statul nu poate rezolva problema asta cu o soluție care e foarte simplă? E un pasaj, mă, băiatul, un pasaj rutier. Iar situația de la Arad se repetă în atâtea și în atâtea locuri în țară.